Foarte mulți români colecționează monede, iar unele dintre ele valorează enorm odată cu trecerea anilor. Un ban românesc a ajuns să coste chiar și 250.000 de euro. Dacă găsești prin sertarele bunicilor această monedă, este posibil să te alegi cu o mică avere și să fi fost bogat fără să-ți dai seama. Bănuțul este foarte rar și te poate îmbogăți foarte ușor, cu aproape 10.000 de euro conform playtex.ro, din ce în ce mai mulți colecționari sau amatori români de monede vechi au ieșit la vânzare cu ele. De pildă, cineva vindea cu cel puțin 5.000 de euro o bancnotă relativ veche. Astăzi găsim pe platforma Ocazii o monedă din 1888 scoasă la vânzare pentru 9.900 de euro. În ultima perioadă, românii au făcut un obicei din a scoate colecțiile de monede și bancnote vechi la licitații. Sumele variază între 2.000 și chiar 100.000 de euro. Banu la care facem astăzi referire, valorează aproape 10.000 de euro. Pentru a-ți face o idee despre cât de profitabilă este această afacere, spre exemplu, celebra bagnotă de 500 de lei, scoasă pentru a celebra eclipsa de soare, era vândută cu aproape 2.000 de lei pe platforme ca OLEI. Alcineva a scos la licitație pentru 100.000 de euro o monedă de 2 euro grecească emisă în 2002 și bătută greșit. O monedă românească se vinde cu suma incredibilă de 250.000 de euro, special specialiștii spun că este cel mai valoros ban din România dacă la ai în casă, află că ai fost bogat fără să îți dai seama. Moneda este foarte rară, fiind emisă în doar 200 de exemplare. Este vorba despre polul lui Carol I, emisă în 1868. Cântărește 6,45 de grame, din care 10% cupru și 90% aur. Moneda a făcut parte din planul domnitorului de sfidare a Imperiului Otoman, dar nu a fost pusă niciodată în circulație, ajungând în topitoriile turcești. Din fericire, au supraviețuit câteva exemplare de aici și suma uriașă cu care se vând. Monedele de 50 de bani nu au nimic deosebit în ziua de astăzi, nu și cele din 2005 și 2006. Acestea sunt considerate piese de colecție și costă mult mai mult acum. Pe OLX sunt anunțuri cu moneda de 50 de bani emisă în anii 2005 și 2006. Colecționarii înrăiți care vor să o aibă neapărat trebuie să plătească 600 de lei pentru piesa veche de 16-17 ani.